Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care România are la dispoziție 30 de miliarde de euro pentru redresarea economică, este sublim, dar momentan lipsește cu desăvârșire. Reprezentanții Comisiei Europene au atras atenția că dacă nu vor fi atrași respectivii bani prin PNRR, situația economică a României, care nu este deloc fericită, se va înrăutăți. Mai exact, România ar putea în 2023 să rămână fără bani pentru măsurile sociale. Nouă ne vine Comisia Europeană în Parlament și ne spune în Comisia de Buget și n-a apărut, cred că poate prima oară când se spune public, un lucru foarte, foarte important. Ne-au spus reprezentanții Comisiei Europene, dacă nu absorbiți cele 30 de miliarde de euro din PNRR, situația va fi foarte gravă economic pentru România. Pentru că nu veți avea bani din buget, că de aici a plecat discuția câți bani avem pentru măsurile sociale. Avem bani pentru măsurile sociale în buget, dar nu mai avem bani pentru investiții. Dacă nu mai avem bani pentru investiții, se gripează economia, se blochează motorul și în anul următor nu vom mai avea bani nici pentru măsurile sociale. Și atunci ce vom face? Hunedoreanul Iulius Firțac, deputat și președinte al Uniunii Culturale a Rutenilor din România, precum și secretar al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, mai spune că România, chiar și cu banii din PNRR, va trece printr-o perioadă de recesiune economică. Criza economică, ca să trecem peste efectele pandemiei, peste inflația uriașă pe care o avem, nu vom putea trece decât printr-o perioadă de recesiune economică, dată de creșterea dobânzilor. Iar atunci trebuie să ai bani să faci investiții. Banii ăștia de investiții efective, dacă acum pregătim hârtiile pentru PNRR și la finalul anului și în anul următor, 2023 și 2024, vom cheltui efectiv banii și banii vor ajunge în economie. Deci mesaj foarte clar în Comisia de Buget, nu această săptămână, săptămâna trecută, deci proaspătă informația de la Comisia Europeană, dacă nu absorbiți banii, e grav, fraților. Asta se întâmplă din punct de vedere economic. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri emisiunea de la A la Z, în care este invitat parlamentarul hunedorean Iulius Firțac, deputat și președinte al Uniunii Culturale a Rutenilor din România.